Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Radiografia Zilei, la o nouă temă de discuție. Astăzi vom vorbi despre cei 100 de ani care au trecut de la sfârșitul primului război mondial, 1918, și de la Marea Unire. O să discutăm astăzi despre detalii mai puțin cunoscute, despre multe evenimente neprezentate în istoria oficială și nediscutate decât în cercuri restrânse. Am putea spune amănunte care au rămas fie în jurnalele vremii sau fie în memoriile unor personalități sau unor militari de rang înalt, ale unor persoane publice sau private care, într-o formă sau alta, au fost martori acelei istorii sau acelor evenimente. Și o să discutăm toate aceste aspecte despre sfârșitul războiului și despre modul în care s-a configurat Marea Unire, cei 100 de ani care au trecut de atunci până acum, cu conferențiar universitar dr. Cătălin Negoiță, doctor în istorie și conducător de doctorat. Este unul dintre specialiștii în istoria presei. De altfel, Cătălin este și președintele Asociației Române de Istoria Presei, unul dintre cei care a studiat în amănunt fenomenul războiului, dar și tot ceea ce s-a întâmplat ulterior prin prisma ziarelor și a istoriei acesteia cotidiene pe care jurnaliștii, într-o formă sau alta, o lasă pe hârtie și devine martor al istoriei, această istorie. Ca să fac un joc de cuvinte, bun revenit, Cătălin, la Litoral TV. Mulțumesc pentru faptul că ai reușit să ajungi și ai onorat invitația mea. Mulțumesc, pentru mine este întotdeauna o plăcere să fiu la emisiunea ta și să-i revăd și pe colegii tăi și să revăd Litoral TV. Mulțumim și noi pentru vorbele frumoase. 100 de ani de la sfârșitul războiului și 100 de ani de la Marea Unire, un secol scurs, am putea spune foarte repede, pentru unii foarte greu, depinde din ce perspectivă se văd lucrurile, și aș vrea să vorbim astăzi despre foarte multe aspecte necunoscute sau puțin cunoscute, doar de către cei avizați. Păi, primul lucru pe care am putea să-l spunem este că pentru România războiul nu s-a terminat în 1918. Când s-a terminat? S-a terminat în 1919, sau am putea spune chiar că s-a terminat în 1920, pentru că după declarația de unire de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, care proclama în mod solemn unirea tuturor teritoriilor aflate până atunci sub administrarea, nu-mi place subjugul, sună cam prea, da, sub administrarea monarhiei dualiste, se uneau cu România. Dar, de fapt, s-au întâmplat câteva lucruri extrem de interesante. Banatul și-a trimis reprezentanți care au votat unirea cu România, dar Banatul a intrat în granițele statului român abia în 1919. Da. Foarte puțină lume știe lucrul ăsta. Pentru că acolo au venit trupele franceze, da, care au ocupat Banatul. Ele, de fapt, au și negociat cât ce parte din Banat să revină României, ce parte din Banat să revină exact, Serbiei. Și au venit și trupele sărbești, care au ocupat Banatul, care au încercat să păstreze Banatul pentru ele. Aici este și o scăpare a negociatorilor români atunci când s-a semnat tratatul de alianță. Pentru că, în egală măsură, zona aceea a fost promisă și românilor, dar a fost promisă și sârbilor. Am înțeles. Iar în momentul în care s-a semnat tratatul de alianță al României cu Antanta, măcar un cap luminat trebuia să se gândească că dacă primeam tot Banatul, capitala Serbiei pe atunci la era la graniță, era pe malul Dunării, deci puteai să pui niște tunuri pe malul românesc să o bombardezi. Da, da. Niciodată, nicio țară nu are capitala la margine, că imediat, undeva exact. Da, undeva în centrul. Și atunci, în mod firesc, sârbii au solicitat niște garanții de frontieră, doar că acele garanții cuprindeau sate românești în destul de mare măsură, pentru că sârbii erau cam 25-30%, dar să nu uităm că acolo era o populație germană foarte numeroasă, șvabii, și de asemenea era și o populație maghiară destul de numeroasă. Da, și de bine așezată, exact, pe comunități. Prin urmare, la 1 decembrie 1918 și Banatul a declarat unirea, dar Banatul a intrat abia în 1919 și, atenție, au fost delegați inclusiv din actualul Banat Sârbesc care, da, au votat unirea, da, dar nu s-a întâmplat. Au votat unirea și delegați din orașe și comune care în acest moment fac parte din Ungaria, Gyula, de pildă, da, sau Gyula. Da. Da, ei au votat unirea cu România, dar nu s-a întâmplat. Granița României trebuia să fie pe Tisa. Da.
se forța puțin lucrurile, că dacă stai și te uiți la... Sigur, erau și români mulți acolo, dar mai mulți erau maghiari. De asemenea, unirea cu România au decretat-o și au votat-o la 1 decembrie 1918 și cei din Maramureșul istoric. Acolo a fost o nebunie. Deci oamenii au votat unirea cu România, armatele române s-au dus acolo ca să nu vină trupele naționaliste ucrainene, da, au ocupat Maramureșul istoric, dar s-au retras absolut anormal din punctul meu de vedere în 1919, iar cehoslovacii, mă rog, nou stat cehoslovac, au ocupat teritoriul, care acum face parte din Ucraina. Deci noi puteam să păstrăm Maramureșul istoric, unde într-adevăr erau în primul rând foarte mulți ucraineni, pentru că a fost acea migrare continuă a elementului rutean și ucrainean în Transcarpatia, încurajat de fapt de către Viena, care mergea pe principiul divide et impera, cu cât erau mai mulți care se băteau pe același teritoriu, cu atât mai mult fiecare dintre ei se ducea la Viena să ceară dreptate și da, era ca la rabin, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, da, și tu ai dreptate. Sigur. Să mai spunem că în 1919, în 1918 au votat unirea cu România și reprezentanții ținuturilor din Crișana, din Parcium, care în acel moment nu erau parte, nici măcar nu erau gărzi naționale, sau erau foarte puține, pentru că acolo a avut loc o contra... Ofensivă, sau ofensivă, guvernul comunist condus de Bela Kun, a făcut ravagii în Bihor, da? A făcut da, ravagii în Bihor, și atunci, pentru că ei au făcut inclusiv în Transilvania o amplă ofensivă, au fost nevoiți armatele române pur și simplu să se ducă peste ei. La un moment dat devenise situația destul de critică, pentru că trupele maghiare, ajutate și de către cele sovietice, luptau pe două fronturi, și cu cehoslovacii și cu noi. Cehoslovacii au luptat foarte bine, dar la un moment dat au început să ia bătaie și se rupea frontul, se făcea o pungă prin care ei puteau să intre prin zona Maramureșului să cadă în spatele armatei române. Și atunci ei au zis foarte bine, trupele române au zis mergem mai departe. Au forțat puțin nota ai noștri, pentru că aliații nu prea erau de acord, erau destul de orbi la pericolul pe care îl reprezenta comunismul în acel moment. Și au intrat în Budapesta, au înlăturat guvernul, până la urmă cei de dreapta din Ungaria ar fi trebuit să zică boda prostii. Bine, unii au zis, unii au zis. Dar n-au înghițit deloc foarte bine chifteaua asta, că conform căreia opinca valahului străjuiește intrarea, da, în Parlamentul, da, da, maghiar. Da. Sigur, e și o poveste, o legendă, da, pe subiectul ăsta. Peiorativă, cumva, exact, pentru români, exact, în sensul în care ungurii au încercat... Prin urmare, în 1918 s-a votat, dar abia în 1919 s-a rezolvat problema pe vest, sigur, și apoi sistemul de tratate, care a mers până în 20. Asta vreau să adaug, că, de fapt, în funcție de cum se semnau tratatele, se și reglementa, exact, cumva, se reglementa administrația. Iar pe... Încet ocupa administrația, exact, românească, ocupa teritoriul. Iar la est a fost un război nedeclarat până în 20-21, pentru că trupele bolșevice treceau tot timpul și atacau. Așa că războiul pentru noi s-a terminat mai târziu. Față de restul Europei. Sigur, sigur că da. Sunt foarte multe lucruri legate de partea aceasta de, să spunem, sfârșitul sistemului de negocieri și de tratate după 1920 și modul în care provocator acele ținuturi, adică acele provincii românești, Transilvania, Banatul, Bucovina, Basarabia, intrau în noul corp teritorial românesc, în nou stat, redimensionat, dublat, de fapt, ca, da, suprafață, 297.000, aproape cât Italia. România a avut cea mai consistentă extindere teritorială. A ieșit cea mai câștigată de acolo. A ieșit câștigată. Comparativ și... cu statele mici sau state de nivel mai. A ieșit câștigată și a ieșit câștigată, aș putea spune, și printr-un... concurs de împrejurări și printr-o negociere foarte importantă a reginei Maria, care a fost acolo. Sigur că fiecare s-a bătut, da, și regina Maria a avut un rol extraordinar de important. Da. Cum a avut și Tache Ionescu, de pildă. Sigur. Cum au fost atâția și diplomați, Vasile Stoica, Vaida Voievod, da, și doctorul Ioan
Ioan Cantacuzino. Exact. Dacă care semnează de fapt cu Ungaria. Brăteanu a fost destul de orgolios la un moment dat, a Constantin Coandă, să... general care a semnat exact, tratatul unităților da. din partea era premier cu puterile aliate da. Și România, că există textul tratatului în vreo 20 ceva de articole, foarte subțire, dar trecuți acolo toți reprezentanții puterilor aliate și asociate, cum se numește. Deci din punctul ăsta de vedere, dacă e să ne gândim, intri în război cu cineva împotriva altcuiva ca să obții niște teritorii și nu numai că le obții pe alea, obții și zona din spatele, pe care n-ai fi putut niciodată să obții Basarabia. Deci a fost un concurs de împrejurări, aș putea spune că Dumnezeu atunci a fost român. Sigur, sigur. Deci chiar a fost român, român verde, da? Și apoi se naște o Românie care are niște probleme din start. Legate de legislație diferită, de finanțe diferite. Gândește-te că practic se încheiase războiul, se făcuse România Mare, circulau încă rublele în Basarabia, leu în România și coroanele austriece în fostul teritoriu, Transilvania, da, exact. Banat și Bucovina. Da. Aveau vreo 5 monede, adică la un moment dat circulau 5 monede. 5 monede, da. Și în plus mai exista ceva extrem de important. România până la 1918 era un stat care din punct de vedere etnic era destul de omogen. Era omogen, da. Exceptând Dobrogea, da. Unde exista populația turco-tătară, dar care nu avea graniță. Erau și germani, erau și... Sigur, erau mai mulți, dar în primul rând turco-tătar, dar care această Dobrogea nu avea graniță cu Imperiul Otoman, cu Turcia de mai târziu, prin urmare turcotătarii de acolo n-aveau legătura directă și n-aveau și influență. Cere da. Ceva alipiri sau realipiri. În niciun caz n-ar fi vrut ei să se alipească la Bulgaria, că bulgarii i-au tocat. Da? Și din 1918 ne confruntăm cu o problemă nouă. O grămadă de oameni care aparțin unor minorități ce până atunci fuseseră majorități și fuseseră stăpâni. Stăpâni, da, exact. Și dintr-o dată devin o altă chestie pe care maghiarii, germanii, rușii, ucrainenii o înghit foarte greu. Foarte greu. Deși în documentele oficiale se spune că ei au fost bucuroși, că s-au unit cu România, că au trimis scrisori de mulțumire regelui. Germanii din România au fost, mă refer la sași, au fost pragmatici. Ei au realizat care e finalul războiului, care e mersul lucrurilor, da? Și au spus ok. N-aveau de ce să se împotrivească, n-aveau graniță comună cu România, cu Germania, da. Să fie o problemă. Ungurii s-au împăcat mai greu, pentru că evident era... Au pierdut enorm acolo, sigur, așa sigur. Cum spun ei. În Banat, șvabii au fost destul de împărțiți, pentru că știi foarte bine că la un moment dat s-a creat pentru câteva luni inclusiv o Republică Bănățeană, autonomă care voia să fie să continue pe principiul cantonal al Elveției, da. Cu Otto Rot în frunte și cu toți. Deci oamenii ăia, șvabii n-au fost, sau mă refer la liderii acestora, n-au fost tocmai mari fani ai unirii cu România. Dar până la urmă s-a văzut că nu se poate așa, fiecare trăgea de Republica aia Bănățeană și sârbii și maghiarii și românii. Și atunci, pe bună dreptate, invocând principiile tratatului de alianță cu Antanta, România a cerut, era o învingătoare, toți au spus, a pățit destule biata României cât a fost sub cizma ocupanților. Așa ceea că... ce totuși adevărat. Da. Tratatul din 1918 din martie este unul devastator pentru România. Da, este unul devastator. Condiții înrobitoare, adică practic o țară ocupată și stoarsă de toate resursele pe care le avea. Ăsta e și motivul. Tu ai spus? Da, te rog. Tu ai spus un lucru la începutul emisiunii, sunt lucruri pe care oamenii nu le spun. Da, există, sunt puține. Naționalismul ăsta nu e numai în România, există cam toate țările din Est mai ales, dar nu numai din Est. Noi am primit Basarabia sau am fost încurajat să luăm Basarabia, mai bine spus. Bine, și cei de acolo au declarat că se unesc cu România? A fost o întreagă mișcare politică cu mai mulți deputați din sfatul țării care s-au întrunit, au negociat și după aceea au trimis un act, că au fost și oameni politici care ulterior ocupă demnități și în Parlamentul României și în guvern. Devin șefi ai partidelor care ajung în România.
E vorba de Constantin Stere, de Ioan Inculeț, de Pelivan. Ei inițial au vrut să fie independenți. Ioan Pelivan, da, am înțeles. Ei au vrut să fie independenți, o republică. Dar au fost pragmatici și au realizat, iată, cei de astăzi nu realizează în Republica Moldova, au realizat că nu vor putea niciodată. Iată, sunt alte condiții geopolitice astăzi. Între o Ucraina naționalistă, o Rusie bolșevică și un regat român, fiecare dintre ele interesat de Basarabia, n-ar fi reușit să reziste de unii singuri. Și atunci au ales varianta care părea mai lejeră, să spunem așa. Regatul României. Și cu care, de fapt, aveau relații de rudenie, limba care era aproape... Asta este o problemă care și astăzi se pune pe tapet. Și cunosc foarte mulți români care spun, mai lasă-mă în pace cu moldovenii și cu basarabenii. De și ce? Pentru că fiecare, nimeni nu înțelege, zice, bine, au scăpat de ruși, de ce nu se unesc cu România? Păi, problema e mult mai complicată. Sau mai simplu, nu știu. Atunci când s-a format statul român, când s-a cristalizat națiunea română, când s-au format miturile fondatoare, da? Basarabia nu făcea parte din Principatul Moldovei. Era dincolo. Da, dincolo, da. Dacă rușii ne luau Basarabia după 1859, să zicem că ne luau în 1870. Da, sau 78. Acum eram uniți. Oamenii ăștia au fost învățați și crescuți că sunt moldoveni. Că sunt separați de români. Rușii au încercat să le inducă chestia asta atât de tare și... Dar nu au încercat, au reușit. Au reușit, da. Da. Și mai degrabă se uită spre zona slavă, spre zona rusească. Da, spre pentru zona... că nobili, boierii moldoveni au fost trecuți în catalogele nobiliare rusești. Au preferat pentru că părea că e ceva de bon ton, da? Ești, ții de un imperiu foarte mare, da, sigur, da, da. Nu de avea un amără de principat. Intelectualitatea moldoveană care era acolo, fie la cedarea provinciei, dar nu prea era mare intelectualitate moldoveană, că atunci când au luat provincia... Moldovenii trăiau la sate, da, orașele oricum nu erau românești, da, da. Da, oamenii nu știau carte, deci nu puteai vorbi despre un mare, adică intelectualii de vază, să spunem, erau preoții, da. Care preoții au achesat și ei la varianta pravoslavnică, da. Și atunci, care a fost problema? Lipsiți de intelectualitate, adică de cineva care să le spună, bă, sunteți români. Să le păstreze viu spiritul acesta. Pentru că vor sau nu vor să accepte. Limba este limba română, tradițiile sunt aceleași, deci ei sunt români. Sigur, aici nu le poți impune să și declare asta. Că dacă ei vor să declare că sunt papoași, ai văzut, la recensământ, da, poți să declare că ești papoași. Da, ei pot fi, adică ei sunt ce vor ei să fie, până la urmă. Da, ei sunt ceea ce vor să fie. Ceea ce vor să fie, sigur. Și nu le poți impune să fie români. Dar nu poți să-i impui nimănui. Dar ei, de fapt, sunt români. Da, da. Da. Păi se vede foarte clar, când mergi acolo nu ai translator. Da. Corect. Și te înțelegi foarte bine, fără niciun fel de problemă. Sigur. Bun, întorcându-ne la discuția noastră, parcursul acesta dintre 1920 și 1930 este un parcurs anevoios, un parcurs de fapt de provocări. Am citit în mai multe, să spunem, publicații, de regulă ziarele epocii, analize conform cărora, bine, și atunci dreapta politică cu stânga politică, conflicte permanente și există trei mari, să spunem așa, opinii care dominau spațiul public. Se acuzau politicienii reciproc din diferitele partide că sunt incapabili, pentru că succesiunea la guvernare a fost foarte, deci instabilitatea a fost foarte mare între 1918 și 1940, 39 de fapt, s-au succedat, știi bine, peste 38 de guverne. Exceptând decada, da. Brătienistă, da. Da, da, da. Instabilitatea foarte mare și mai mult decât atât acuzele reciproce ale politicienilor, conform cărora nu sunt în stare politicienii să administreze un stat așa de mare, că datorită fricțiunilor și luptei politice interne, intestine de partide, lasă deoparte și administrația provinciilor care de fapt trebuiau integrate încet încet, pentru că avem o problemă foarte importantă și provocatoare pentru integrare, pentru că avem diferite nivele de dezvoltare ale provinciilor. Sigur, erau motoare diferite. Da, 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 sigur. Și etape diferite de cea mai dezvoltată de departe era Transilvania, este foarte clar, cu sistem de comunicații, cu un teritoriu cadastrat, cu un sistem de educație. Păi uite-te că acum cine vrea să-și facă arborele genealogic, poate ai văzut că este chiar și o aplicație, dar asta e valabil pentru Ardelen, pentru că ei au
pus toate online registrele. Toate registrele de stare civilă găsite la toate bisericile și la până toate... Până în urmă cu 300-400 de ani. Da. Extraordinar, da. Ceea ce în vechiul regat nu a existat. Dar, sigur, aici e vorba și despre diferența și dezvoltarea diferită a fiecărei provincii în funcție de stăpânirea străină, în funcție de mentalități, în funcție de dezvoltare economică, în funcție de religie, în funcție de multe, multe, multe alte lucruri. Totuși, eu sunt foarte conștient și foarte sigur de faptul că această alcătuire și negocierile de la Paris, din sistemul de tratate, a fost o negociere pragmatică și înțeleaptă, pentru că au echilibrat într-o anumită măsură toată zona de sud-est a Europei și Europa Centrală, prin statele acestea de nivel mediu, da, sau state mai micuțe, dintre care România și Polonia se detașează, că sunt state de nivel mediu, state mărișoare, chiar Polonia mai mare, și după aceea Cehoslovacia de atunci, era Ungaria care rămăsese un stat, statul sârbo-croato-sloven, sau cum se numea el... Și mai târziu Iugoslavia. Iugoslavia mai târziu, da, puțin mai târziu. Iarăși Bulgaria, care era un stat de nivel, să spunem, un stat mic cam de mărimea Ungariei. Iată un echilibru de forțe geopolitice aici, într-o zonă foarte fierbinte, Balcan și zona Mării Negre. Echilibru pentru unii, sunt alții care, din perspectivă geopolitică, spun că ceea ce a reușit să facă tratatul de la Versailles a fost să pregătească cel de-al doilea război mondial. Da, există și opinia asta. Pentru și că am a creat un vid de putere în Europa Centrală și de răsărit. Prin urmare, acea putere era reprezentată de Austro-Ungaria. Da. Aceasta dispărând s-au format state mici, state care aveau destule tensiuni între ele. Da, hai și să ne important, gândim... nu erau jucători politici și diplomatici. Exact. Cum a fost Austro-Ungaria pentru să traseze politica, cum a trasat-o cu țariși și otomani exact. La Și atunci zona aceasta a devenit absolut lejer de recuperat, ca să spun așa, de către Germania și Uniunea Sovietică. Că practic exact asta s-a și întâmplat. Exact asta s-a întâmplat, da. Există o lucrare foarte interesantă, Originele celor de-a doilea război mondial, care de fapt îmi spune și mesajul acelei cărți este că de fapt e un singur război, doar cu armistițiul acela de 20 de ani, 18 ani concret, da? Pentru că în 39 începe din nou război. Până la urmă, dacă stăm și ne gândim bine, era aproape imposibil ca toată lumea să fie mulțumită de pe urma împărțiturilor. Da, nu ai cum să-i mulțumești pe toți. Era o blană de leopard de Europa de ceea ce de nu se spune iarăși public, adică nu se găsește decât așa sporadic în manuale, este faptul că toți delegații și reprezentanții puterilor aliate au vrut să pedepsească Austro-Ungaria, că de fapt de acolo a plecat războiul. Prin declarația pe care Austro-Ungaria de războiul de Serbiei, după atentatul la Sarajevo, și au vrut să pedepsească cumva Austro-Ungaria prin dezmembrare. Imperiul Otoman oricum era într-o criză de autoritate de cel puțin 100 de ani înainte de război și practic s-a semnat și lui dispariția condamnării la moarte. Deși interesant este că prima țară care a mobilizat și care a stârnit valul mobilizărilor a fost Rusia. Da, este adevărat. Dar nu ea este cea care declară război. Nu ea este cea care declară război, dar ea este cea care stârnește mare tensiune. Și culmea, monarhul Angliei cu monarhul Germaniei și cu cel al Rusiei erau veri. Exact. E foarte interesant că în momentul în care e și o carte, Războaiele familiilor regale. Se apropie de final războiul și se pune problema dezmembrării Austro-Ungariei, Traian Vuia, care locuia în acel moment la Paris și care ducea o luptă extraordinară pentru drepturile românilor din Ardeal, încearcă să convingă printr-o serie de conferințe și prin articole de la ziarele de acolo, să convingă opinia publică din Franța, e foarte interesant, opinia publică catolică din Franța, că o eventuală dezmembrare a Austro-Ungariei nu va însemna ca zona în care va reveni României să fie o zonă în care catolicii să fie discriminați. Am înțeles. Și el spune foarte clar, domnule, fiți atenți că în primul rând zonele nemțești sunt luterane sau evanghelice, iar zonele maghiare sunt calvine în mare măsură, deci catolicii nu sunt atât de mulți în România și există o toleranță, pentru că erau în atenție, deși Franța era în război cu Austro-Ungaria, da. Existau voci în mediile catolice extrem de influente în Franța care spuneau, ce facem frate, îi lăsăm pe ortodoxi să ia zone ocupate de catolici, păi ăia or să ne pună la genunchiul broaștei.
Și atunci, dar trebuie să iau o atitudine foarte... Nu s-a întâmplat așa ceva, dar... Și vedem cum în Transilvania au rămas și greco-catolici, și luteranii au rămas, și... Până au venit comuniști. Bine, dar comuniștii au avut probleme cu toate cultele, ca să luăm, inclusiv... Dar cu greco-catolice în mod deosebit, da. Exact. Și cu cei catolici. Și cu catolici, evident, da, pentru că vedem, vedeau pe catolici ca o oficină de spionaj a Vaticanului în România. Ceea ce dintr-un anume punct de vedere, bine, nu era o oficină de spionaj, evident, dar fiecare preot în dioceza sa trebuia să transmită un raport lunar către superior, către episcop, în care să spună care e starea de spirit a populației, ce mai trebuie făcut. Și alea puteau fi interpretate în chip și fel, pentru că plecau la Vatican. Sigur, și informau, de fapt. Iar sistemul de serviciu de informații al Vaticanului, poate că foarte puțină lume știe, este unul foarte bine pus la punct. Da, după cel israelian. Și au lucrat, pe urmă au lucrat, sigur n-aș vrea să fiu înțeles greșit, să acuz Biserica Catolică, nu, Doamne ferește, am același respect. Noi vorbim despre o stare de lucru. Dar au lucrat cu serviciile occidentale de informații, tocmai pentru a vedea, pentru că Europa de Est era captivă în mâinile rușilor. Era o mare închisoare. Da. Pentru că la Ialta și ulterior și la Potsdam, occidentalii au promis lui Stalin că va gestiona și va avea 90% influență până unde ajunge armata lui. Și exact. Stalin s-a prevalat de acea prevedere și negociere. În fine, a fost o tragedie pentru statele din sud-estul Europei. Dar trebuie să nu uităm că Vaticanul este un stat, are relații diplomatice, are toate serviciile administrative ale unui stat și politice, chiar dacă el este redus la un cartier al Romei, dar trebuie să nu uităm că este un jucător foarte important pe tot ce înseamnă eșichierul diplomației mondiale. De ce? Pentru că vorbim prin supușii catolici din toată lumea. Și aproape pentru că papa nu este numai un suveran religios, ci un șef de stat, un șef suveran catolic, exact. un șef de stat laic. Laic, da, sigur că da, ceea ce nu avem echivalentul în ortodoxie, cealaltă confesiune a creștinismului, două mari confesiuni, Biserica Catolică și cea ortodoxă. Bine, catolicismul cu versiunile și cu toate... Bun, întorcându-ne și revenind la discuție, interbelicul de fapt este o perioadă de provocări, de mari crize, chiar politice și administrative și chiar sociale, pentru că avem de fapt curbile de sacrificiu despre care nu se vorbește deloc. Adică tăierea salariului, ce s-a întâmplat acum 8 ani de zile, în 2010, s-a întâmplat și în 31-32, când prim-ministru era Nicolae Iorga. Și aceeași problemă, o pune toată lumea. Dom'le, e ok să-mi iei banii, da? Dar cum se face că ei numai la aia săraci banii, iar ăia bogați care fură și... Da, ei prosperau, da. Și scandalurile publice de afacerea SCO, dar nu numai SCO, afacerea înzestrării armatei, știi că exact. Pleacă cu bocanci din cauciuc, cu talpă de carton și nu cu talpă de cauciuc, așa cum trebuia, o întreagă poveste, soldaților le degeră picioarele pe front, e o întreagă poveste în al doilea război mondial cu această, dar se pare că problemele la furnizarea echipamentelor pentru armată au fost întotdeauna. Nu doar atunci. Întotdeauna a fost. Adică s-au achiziționat materiale de proastă calitate cu prețuri foarte mari. Da, din păcate există o tentație a funcționarului de a scoate un bănuț în plus, da? Să facă o învârteală, o chestie. Culmea este că nimeni nu a răspuns pentru asta, niciodată. Nimeni n-a răspuns, deși în anumite momente partidele care erau în opoziție acuzau puterea pentru iată ce faceți voi, dar când veneau ei la putere... Făceau exact același lucru, pentru că până la urmă era un ciclu. Era aceeași rețetă, nu? Păi, e foarte simplu. De ce ai da o grămadă de bani, da? Ca să ajungi în circumscripția ta parlamentar, omul ăla trebuia să scoată banii, că nu se ducea să facă bine țării. Asta e o poveste. Sigur, sunt și oameni de genul ăsta. Dar mai degrabă fie sunt niște idealiști, fie sunt niște oameni care sunt extrem de bogați, care nu mai au alt dans de făcut în zona economicului și atunci vor validare socială. Da, atunci și se duc în politică. Publică. Exact. Vreau să spun și câteva cuvinte. Noi am discutat cu o altă ocazie despre, bine, privat, despre opinia parlamentarului Petru Groza, care ajunge prim-ministru sub comuniști, când ajunge pentru prima dată ca reprezentant al Ardealului.
Da, e foarte interesant. El scrie și o carte. Are o carte de da, o carte de amintiri, de memorii. De memorii. Adio lumii vechi, parcă se numește. Sau Adio lumii vechi, da. Așa, și povestește momentul în care vine pentru prima oară în România, el făcându-și studiile la Budapesta, la Viena, împreună cu ceilalți parlamentari, avuseseră loc alegerile și da, venea la primul parlament al României Unite. Întregite, da. Unde erau și parlamentari maghiari, da, erau și unde erau și parlamentari sași și șvabi. Și povestea în tren cu toți, erau emoționați românii, da, să vadă că intră cei care nu fuseseră niciodată și erau destul de mulți cei care nu trecuseră. Nu ajunseseră în regat. Exact. Și au ajuns, prima gară era Sinaia. Sinaia e o gară celebră, ok, că și, da, arhitectura acolo zonă. Venea regele și toți buluciți pe geam, după ce au trecut granița, să se uite, vedeau casele de vacanță, adică practic între Predeal și Sinaia nu-i nicio diferență, da, da? Deci era la fel. Când au văzut gara din Sinaia, au făcut niște ochi mari, pentru că gara din Sinaia și mai ales gara regală sunt era, niște da, bijuterii față de Predeal, să zicem. Da? Da. Și au zis, uite ce găreau ăștia în România. Deci erau absolut șocați. După care au ieșit din munți, au dat de câmpina, da, și Părâști, au început să vadă bordei și alte lucruri de genul ăsta. Era șocat, erau șocați. Parlamentarii maghiari că stăteau și zâmbeau sub mustață, așa, nu ziceau nimic. A ajuns la București și s-a dus la Capșa, pentru că el știa că e Capșa cel mai de lux. Cel mai... Și povestește, e chiar foarte interesant de citit, momentul acela în care intră la Capșa, rămâne șocat, fețe de masă arse cu mucul de țigară, muște, fețele de masă pătate, un miros acru de bere stătută. Deci povestea, zicea Petru Groza, bine, e un personaj care mi-e profund antipatic, pentru că e genul ăla de șmecher care făcea tot felul de învârtele, ok. Trebuie să și spui ce s-a întâmplat la Moscova. S-a dus la Stalin, da? Deci ăla este, de fapt, actul prin care el dă dovadă de loialitate și Stalin l-a preferat pe el. Dar nu dă dovadă de loialitate, el juca teatru. Juca teatru, da. Și el a spus atunci la cafenelele din Viena, unde se ducea când era student, era mult mai curat și mult mai frumos. Iar la întâlnirea cu Stalin, el și-a pregătit, povestește, sunt lucruri pe care în viață le faci și ți-e rușine de ele și nu mai vorbești despre ele. Da. Ori el povestea cu atâta încântare, deci era lichea până în... Până în măduva oaselor. Bine, sigur, și lichele pot fi simpatice, în anumite momente pot face lucruri bune. El s-a împăunat și a lăsat de înțeles că datorită lui Transilvania a reușit să-l convingă pe Stalin că Transilvania trebuie redată României, nordul Transilvaniei, ocupat de maghiari în 40. Și când l-a văzut pe Stalin, Stalin s-a ridicat și i-a întins mâna, la care el s-a dus, s-a trântit dintr-o dată în fața lui, dar s-a întins pe jos, cum se întindeau voievozii când se duceau la sultan pentru confirmare. Și a sărutat podeaua și a spus că e tot ce și-a dorit el toată viața lui. Ăsta a așteptat clipa asta și a dorit-o toată viața. Să ajungă și să sărute podeaua în fața omului care reprezintă... Întrechipează puterea lumii. Stalin a rămas șocat. Nimeni nu făcuse. Chiar a rămas șocat că totuși Stalin era un ex-coloc, un mafiot. Era un mafiot, dar povestește că Stalin a rămas foarte plăcut surprins, l-a ajutat să se ridice, l-a luat de pe după umeri și l-a cucerit cu chestia asta. Să știi că în general am observat lucrul ăsta. Oamenii mari și chiar șmecherii ăia sunt făcuți de alți șmecheri. Nu, da, sunt făcuți de oameni inteligenți, ci de alți șmecheri care nu sunt proști, evident, dar sunt tot golani, adică în mod firesc ar trebui să ai dubii asupra. Groza era unul dintre ei, nu? Da. Adică mai șmecher decât un... Exact. Lucruri despre care istoria nu vorbește deloc. Da, istoria nu vorbește. Și nu vorbește nici istoria după 90. Observ chestia asta, că e un fel de parcurs așa al păstrării unor adevăruri incomode, lăsate special pe un plan secund. Da? Asta, din punctul meu de vedere, este o prostie, pentru că, hai să fim serioși, fiecare personaj politic, actor politic, istoric, este om, în primul rând. Da, cu bunele și relele sale. Ștefan cel Mare și Sfânt a fost, cum spun cronicarii, degrabă vărsătoriu de sânge, da? Și cu toate acestea, iată că este sfânt. De ce este sfânt? Pentru că a luptat împotriva pentru neatârnarea țării, deși în interior a avut o politică extrem de dură la adresa boierilor și la adresa
celor care nu cochetau cu ideile sale. A contat gestul lui Petru Groza atunci când a fost numit de Stalin prim-ministru? Gestul făcut la Moscova? Eu cred că da. Prin faptul că a făcut gestul ăla l-a impresionat și cred că a avut mai degrabă încredere în el decât în ai lui, decât în comuniștii parașutați aici. Repet, și pe mine m-a surprins faptul că un om ca Stalin a putut să fie prostit în halul ăsta, dar iată că s-a întâmplat. Și lucrurile astea se întâmplă în istorie destul de des. Am înțeles. Trecem la Unire acum. Vreau să povestești episodul cu fotografiile și cu fotograful Mârza, care pleacă din satul lui natal, care se numea Galciu. De altfel, în istorie apar în toate manualele de istorie apar acele imagini cu sătenii din Galciu, care sunt fotografiați de Mârza înainte să plece către Marea Adunare de la Alba Iulia, pleacă din proprie inițiativă și când ajunge nu e primit. Hai să povestim puțin. Nu era el fotograful antamat oficial de către autorități, de către românii din Partidul Național pentru așa ceva. A fost antamat un german evreu, mă rog. Se pare că nemotivat acela a lipsit. N-a putut să ajungă, dar unii vorbesc despre o sabotare a evenimentului. Da? Chiar a fost, crezi că a fost o sabotare? Sunt opinii și opinii. Și întâmplarea a făcut ca acest Mârza să se ducă, n-a fost lăsat să intre pentru că nu era el oficialul, dar iată cum o orbire a oficialilor de atunci a făcut ca, din păcate, noi să nu avem fotografii decât din afară, de pe platoul romanilor, da. Pentru că înăuntru n-a fost permis să intre. Da. Și din păcate noi nu avem nicio fotografie a semnării actelor unirii, că au fost mai multe. Da, niciuna. Da. A fost o tragedie pentru istoria românească? Nu cred, pentru că, sigur, dacă vorbim despre fotografie, ea a apărut mult mai devreme și ar fi trebuit să avem fotografii de acolo. Dar importante sunt evenimentele până la urmă și nu amintirile care rămân așa. Trebuie să ne mulăm pe realități. Și mai cred eu ceva, cred că nu trebuie să ne cantonăm atât de mult în trecut. Oamenii, în general, simt nevoie atunci când sunt într-o situație delicată a vieții lor să se raporteze la trecut, la vârsta de aur, la perioada eroică. Cum ne raportăm la interbelic, care n-a fost deloc o perioadă de excelență. N-a fost deloc o perioadă excelentă, evident. A fost pentru elită o perioadă bună, frumoasă, propice, e o perioadă europeană de dezvoltare, dar elita trebuie să menționăm că număra câteva sute de mii de persoane. Milioanele de oameni, de cetățeni români, trăiau în condiții grele din punct de vedere material. Perioada ok a fost pentru literatura română, pentru cultura română în general. Deci cultura română a avut într-adevăr o perioadă extraordinară. Filosofia, nu numai literatura, filosofia, artele, literatura, muzica, în general proiectele culturale din Europa. Este perioada cea mai fecundă a culturii românești, a dezvoltării culturii românești. Și da, și le-am importat și până la urmă unele au fost importate cu ambalajul de acolo, altora li s-a scos ambalajul și au fost amestecate materiile prime aduse cu materiile prime românești și ambalajul a fost unul excelent, cred eu, din adică din și-a toate. Adaptat la spațiul românesc, de altfel, care înțelegea și românii priveau către Europa de atunci la Ceea ce continuu să spun că n-a fost deloc rău. Ce trebuia să privim? Către Bizanț și către Levant și către Imperiul Otoman? Era firesc să mergem către ideile înaintate, către tot ceea ce înseamnă deschidere, dezvoltare și sigur că din perspectiva, să spunem, iată ceea ce se vorbește astăzi, că oamenii s-au depărtat de biserică pentru că noul lor zeu Banul a reușit să ducă în derizoriu tot ceea ce înseamnă spiritualitatea și legătura, comuniunea cu Dumnezeu, ar putea să fie o realitate. Dar asta nu înseamnă că oamenii aceia neapărat s-au dus la diavol. Pentru că asta e problema, da? În catolicism, cămătăria era o considerată o activitate și banul era ochiul dracului, da? Da. Protestantismul a zis din potrivă, nu-i deloc așa. Da, protestantismul consideră de fapt banul ca motorul dezvoltării, modernizării. Da. Și așa a și fost. Așa a și fost, da. Păi Weber teoretizează foarte bine, Max Weber. Are chiar și o carte în care protestantismul este descris. Etica protestantă, de fapt, și spiritul capitalismului. Care este pentru unii pragmatică, pentru alții
chiar firească. Da, un manual de economie, spun unii. Da, e chiar un manual de economie, pentru că dacă ne uităm, statele care s-au dezvoltat cel mai mult sunt statele care au adoptat reforma. Da, sigur, sigur. Păi nu se putea altfel, fără reformă, nu, reforma se face. Și din momentul în care s-a adoptat reforma, hai să ne uităm că toate statele catolice, Spania, Italia, în principal Franța, da, au început să decadă în raport cu statele protestante, multe state din actuala Germanie, Danemarca, Suedia, Norvegia, Anglia, mă rog, ei spun că nu sunt protestanți pentru că practic toată biserica lor și tot ritul sunt catolice, doar sunt că catolice. Șeful bisericii nu e papa, este regina. Este regina, da, dar păi și acolo... Și protestantismul vine de fapt de la un protest împotriva modului în care se face Sfânta Liturghie, în sensul în care... Tot ceea ce înseamnă, ce însemna opacitatea Bisericii Catolice vis-a-vis de schimbare, de omul de rând. De evoluție și de modernizare. Față de opulența Bisericii Catolice. Cam asta a fost. Care, de asta și numit, care oricum a rămas opulența. Protestantism. A fost un protest. Da, un protest, sigur că da. Cum ne găsește 2018, anul centenar, și dacă într-adevăr noi, astăzi, public, am organizat, noi românii toți, da? Și instituțiile și oamenii de rând, oamenii de societatea civilă, am organizat manifestările legate de centenar, celebrarea centenarului, până la urmă, că este un moment de bucurie pentru toți cei care astăzi alcătuiesc societatea românească, acest stat, da? Modern, stat european, că până la urmă... Eu cred că media joacă un rol esențial, tocmai pentru că diseminează, până la urmă, inclusiv modă, o modă. Am înțeles, da, o modă. Da. Ce e trendul, de fapt? Că până la urmă, dacă media n-ar fi vorbit despre suta de ani de la o scursă de la Unire, câți dintre români s-ar fi gândit la asta? Da, câți foarte dintre puțin, români, da. Foarte și puțin. N-ar fi, adică puțin ar fi rememorat. Da, acum e de bon ton să îți pui pe un profil pe social media 100 de ani profilul, da, sigla da, centenarului. Nu e rău, asta e chestie de adevăr. E rău, dar dacă mâine se face, hai să strângem un leu pentru Ateneu, apare ăla, adică... Păi da, dar nu e rău să strângem și banul pentru Ateneu. Nu e deloc rău. Da. Nu e deloc rău. 2 lei sau 3 lei. Am vrut să spun prin asta că opinia publică poate fi foarte ușor manipulată. Există și manipulare pozitivă. În cazul ăsta vorbim de manipulare pozitivă. Da. Da. Dar asta ridică și semne de întrebare ce se întâmplă dacă începe și manipularea negativă. Da. Pentru că în perioade de criză de obicei găsești țapul ispășitor. Sigur, da. Și țapul ispășitor poate să fie o etnie, o minoritate de obicei, țapul ispășitor. Da, cum a fost cazul evreilor. Fie religioasă, fie sexuală, fie etnică, fie de orice natură ar fi. Orice natură, da? Păi nu ne merge bine din cauza ălora. Da. Sau nu ne merge bine, sau străinătatea, da? Și sunt aduse poeziile lui Eminescu. Ok, Eminescu a fost un poet genial. Inclusiv poeziile sale sunt absolut ok, dar ele reflectă o anumită perioadă istorică. Sigur. Și o opinie publică de atunci. Și opinie publică, dar niște realități de atunci. Dacă noi am fi să ne ducem în secolul al XIX-lea, am vedea niște realități cu totul altele decât ceea ce se întâmplă acum. Păi, hai să fim sinceri, câte dintre orașele românești, inclusiv din vechiul regat, erau românești? Da, orașele nu sunt chiar românești, te refer etnica, reprezentarea etnică. Da, din perspectivă etnică. Da, multe dintre statisticile pe care le întocmesc instituțiile dovedesc că, de fapt, zona rurală era românească în toate provinciile, peste tot. Fără îndoială. Zonele urbane, de fapt, sunt cosmopolite, sunt alcătuite din multiple grupuri etnice. De ce? Pentru că erau profesionalizate mai mult decât erau românii. Românii erau, adică se ocupau cu agricultura și creșterea animalelor lor, adică ocupații rurale, predominant, iar meseriașii veneau din diferite state și se specializau pentru serviciile publice pe care le prestau. Da. Da? Apropo, la Constanța, evreii vin ca prelucrători ai tablei, pe acoperișuri și pentru că Dobrogea era în plină construcție, de fapt, că nu prea era nimic aici, 1878. Iar românii au investit resurse. Oricum, nu au fost foarte extraordinar de mulți în Dobrogea. Nu, puțin. În Moldova sunt cei mai mulți. În Moldova au fost cei mai mulți. În Bucovina și în toată zona Basarabiei. În Galați, în perioada interbelică, un gălățean din 5 era evreu. Da, și în Iași. Iașiul, la un moment dat, a avut o populație care era 51% evreiască. Nu, 56%.
sau 56%, în orice caz, era peste 50%. Era cel mai, era orașul din România cu cel mai mare procent de evrei. Cel mai mare procent de evrei și cel mai mare număr, pentru că au mai fost orașe în care evrei erau într-un număr foarte mare. Oradea, Cluj, Timișoara. Dar e foarte interesant că, de fapt, toți evreii din orașele acestea și-asumau limba statului respectiv. Evreii din Moldova vorbeau română, cei din Oradea vorbeau maghiara sau germana, cei din Cernăuți. Erau limbi oficiale. În general, în momentul în care un antisemit... Și aici, aici noi vorbim în sensul pozitiv și nu pe rău. Da, da, da. Adică noi acum dăm o analiză statistică, sociologică, dacă vrei. Pentru că evreii se împărțeau, de fapt, în trei categorii. Erau evrei asimilaționiști. Da. Deci oamenii care spuneau, domnule, noi am făcut, suntem de generații de sute de ani aici, cu bine, cu rău, cu da, noi da, rămânem aici, ne-am învățăm limba, da, educația, suntem, cultura, da, da, suntem de expresie evreiască, vrem să ne păstrăm tradițiile, vrem să avem, dar noi rămânem aici. Erau sioniștii, care pornind de la ideea adoptată de către congresele sioniste de la Basel și ideea lui Theodor Herzl, spuneau, domnule, plecăm la Muntele Sion să refacem statul de acum 2000 de ani. Și era populația săracă care în mare măsură, tocmai discriminărilor de tot felul și sociale și etnice, avea simpatii socialiste și comuniste. A fost cea mai oropsită acea populație săracă în toate statele și a fost țapul ispășitor și în Germania, și în Ucraina, și în Rusia, și în Moldova. Exact, pentru că a fost o tragedie pentru ei, de fapt. Ei, de fapt, erau oameni care munceau, care n-aveau... și care făceau, practic, pace cu majoritarii. Tocmai. Și care erau integrați în majoritate și care, de fapt, vorbeau limba oficială și au fost cei mai... au suferit cei mai mult. E teribilă istoria și se aseamănă istoria evreilor cu cea a românilor. Da, știu, care e o altă poveste foarte complicată și... Pe care o vom vorbi cu altă ocazie. Da, chiar, că... uite, chiar vreau să te invit pentru că tu ești unul dintre cercetătorii români, să spunem așa, ai românilor și ai avut acces la foarte multe documente, ai scris cărți despre ei și cred că ar fi o discuție foarte interesantă dacă putem să facem lucrul acesta. Sigur. Bun, mai avem 3 minute. Cum ne găsește centenarul? Cum ne găsește centenarul? Eu n-aș fi atât de speriat de cum ne găsește centenarul, că suntem mai uniți sau mai dezbinați sau mai... România s-a închegat din punct de vedere inclusiv etnic. Da? Până la urmă 80% sunt... peste 80% sunt români. Nu mai avem probleme de ordin teritorial în acest moment. Nu mai avem cui da și ce da, pentru că deja inclusiv zonele de graniță... Da, iarăși alte teme inutile, sterile, care de fapt nu și-au locul... Zonele acelea s-au românizat în mare măsură. Da, cei mai mulți, da. Cei mai mulți... Nu văd probleme. Cele mai multe zone care au intrat în componența României, în 18, sunt românizate astăzi cu procente mari. Și niciun stat nu și ia pe propriul teritoriu o populație care de fapt... Fără îndoială. Au trecut perioadele alea în care nu conta dacă ești român sau maghiar sau altceva. Vom face față provocărilor europene? Da, cred că da. Se pare că Dumnezeu ne iubește. Da, sigur că da. Îți mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru discuția aceasta excelentă. Ca de fiecare dată, noi avem dezbateri interesante și poate de multe ori enervante pentru unii dintre cei care țin, așa să spunem, pe un drum din asta bătătorit, din perspectivă. Dar noi am vorbit mai degrabă din ceea ce spune, de fapt, cotidianul, presa în general și cultura asta populară de la persoană la persoană, de la generație la generație, memoriile, poate, sigur, ceea ce anunța mai devreme. Mulțumesc și te invit public să facem o emisiune, vorbim despre aminti. Sigur. Doamnelor, domnilor, încheiem aici emisiunea. A fost Cătălin Negoiță, președintele Asociației Române de Istoria Presei și conferențiar universitar doctor, conducător de doctorat în domeniul istorie și, bineînțeles, un iubitor al istoriei, al evenimentelor istoriei recente, că se vorbește despre ultimii 50, 60, 70 de ani, ei reprezintă o istorie recentă. Am vorbit un alt discurs, să spunem, decât cel academic sau, eu știu, științific, legat despre evenimentele legate de război și despre modul în care s-a conturat noul stat, în care s-a consumat România Mare ca un eveniment foarte fericit și deosebit. Și, bineînțeles, am parcurs cumva cu ochii, să spunem așa, minții, perioada aceasta de până acum, până la astăzi, când noi ne aflăm în 2018 și celebrăm centenarul.
Sperăm că a fost o emisiune care v-a plăcut și care v-a informat și v-a adus la cunoștință diverse amănunte pe care poate nu le cunoșteați. Eu sunt Ana Chetușa, noi ne vedem mâine seară când voi fi din nou gazda dumneavoastră la altă emisiune. Până atunci, seara plăcută, la revedere!